bine v-am regăsit la întrebări. Să ne amintim ultima întrebare. Un profesor de matematică, pensionar, a aflat că brutarul de la care își lua chiflele în vreme de război avea formele pentru a lua mai mici decât cerea legea și în felul acesta își înșela cumpărătorii. El a aflat acest lucru reprezentând numărul de chifle cu anumită masă în funcție de masa chiflelor și a obținut graficul pe care îl vedeți în această imagine. Profesorul i-a spus brutarului că dacă nu-și schimbă formele cu forme corecte, cinstite, îl va denunța la poliție. Ca să scape de această amenințare, începând din acea zi, de câte ori venea profesorul să-și ridice chiflele, brutarul îi le alegea pe cele mai mari. Cu toate astea, profesorul și-a dat seama că brutarul n-a schimbat formele și l-a denunțat. Și întrebarea a fost, cum a reușit profesorul să-și dea seama că formele n-au fost schimbate, cu toate că brutarul îi alegea cele mai mari chifle. Ca să înțelegeți mai ușor răspunsul, să presupunem că aruncăm două zaruri simultan de un număr foarte mare de ori. Probabilitatea să cadă o anumită sumă este proporțională cu numărul de combinații prin care se poate obține suma respectivă, așa cum vedeți aici. De pildă, suma 2 se poate obține printr-o singură combinație, 1-1. Dar suma 3 se poate obține prin două combinații, 1-2 sau 2-1. Suma care trebuie să apară cel mai des este 7, pentru că poate fi obținută prin cele mai multe combinații. Puteți să vedeți acest lucru. Mai jos puteți vedea șansa, probabilitatea exprimată procentual să cadă o anumită sumă calculată prin raportul dintre numărul de combinații care pot da suma respectivă, care dau suma respectivă, și numărul total de combinații, care este 6 ori 6, că avem 6 fețe pentru fiecare zar și fiecare față poate fi combinată cu oricare dintre cele 6 fețe ale celuilalt zar. De fapt, cele 36 de combinații sunt toate cele pe care le vedeți aici. Dacă adunați numărul combinațiilor pentru fiecare caz, o să obțineți 36. Și acum, după ce am aruncat zarurile de foarte multe ori, să reprezentăm grafic numărul de aruncări în funcție de suma care a căzut. Așa cum profesorul a reprezentat numărul de chifle în funcție de masa lor. Deci facem această reprezentare grafică. Dacă obținem acest grafic, totul este în regulă. Cel mai des cade suma 7, deoarece se poate obține prin cele mai multe combinații. Iar forma de clopot ne arată că avem o distribuție normală. Acest grafic ne arată că zarurile sunt cinstite, adică probabilitatea de a cădea pe o față este aceeași cu probabilitatea de a cădea pe oricare altă față. Și ne mai arată că și datele sunt complete și n-au fost alterate. Deci totul este în regulă dacă vedem această formă cu maximul la 7, așa cum ne-am așteptat. Dar dacă forma graficului este alta, de pildă această formă, atunci asta poate să însemne mai multe lucruri. De pildă, poate să însemne că zarurile nu sunt cinstite. Unul dintre ele, sau poate amândouă, au tendința de a cădea mai des pe anumite fețe decât pe altele. Sau ne arată că datele au fost alterate. Sau amândouă. În orice caz, o altă formă decât clopotul lui Gauss ne arată că ceva nu e în regulă cu fenomenul studiat. Fie în desfășurarea fenomenului, fie în colectarea datelor. Sau în amândouă. Dacă forma graficului este corectă, și maximul este acolo unde trebuie, așa cum vedeți aici, dar graficul nu este complet, adică nu apare tot clopotul, asta înseamnă că nu avem toate datele. Graficul nu reprezintă fenomenul în totalitate, avem doar o reprezentare parțială a fenomenului.
Acum pot să vă dau răspunsul la întrebarea cum a aflat profesorul că formele nu au fost schimbate. Ceea ce vedeți acum este graficul inițial, cel pe care l-ați văzut și în clipul de săptămâna trecută, dar de data asta am trecut datele pentru partea din dreapta a distribuției. Vedeți că există și chifle, puține, e drept, care au masă mai mare decât 200 de grame, dar asta nu are importanță. Și dacă nu erau, rezolvarea ar fi fost aceeași. Veți vedea că în acest caz nu valoarea individuală a datelor este importantă, ci distribuția lor. Ce a făcut profesorul ca să afle dacă brutarul a schimbat formele? A făcut același lucru pe care l-a făcut inițial, adică a reprezentat grafic numărul de chifle în funcție de masa lor și a obținut acest grafic. Se vede de data asta că nu avem toate datele. Datele au fost selectate. Avem doar o parte din clopotul lui Gauss, partea din dreapta. Ceea ce se vede este doar o parte dintr-o distribuție normală, dintr-o distribuție Gauss, iar vârful distribuției se găsește tot pe la 188 de grame, exact așa cum a fost inițial. Deci, acest grafic ne arată că formele au rămas aceleași. Ca să termin cu întrebarea despre chifle, vreau să spun câteva cuvinte despre răspunsurile pe care le-am primit. Au dat răspunsul corect Dana Canahai și, bineînțeles, Dumitru Antonie, care a analizat și de data asta în detaliu situația descrisă în clip. Și, de asemenea, Dumitru Antonie a dat și un răspuns glumeț, care m-a făcut să râd și sper că vă va face și pe voi. Și anume, mi-a scris că profesorul putea să afle și altfel că brutarul n-a schimbat formele, și anume cântărind nu chiflele lui, ci chiflele unui vecin. Și ar fi văzut că obține exact același grafic pe care l-a obținut întâia oară. Mai trebuie să-mi cer scuze pentru că data trecută n-am amintit răspunsul la fel de competent ca întotdeauna domnului Antonie. Am mai dat un răspuns care ar putea să fie corect într-un caz particular, Maniura Antonio, dar repet, ceea ce a contat pentru găsirea răspunsului corect este mai mult distribuția valorilor decât valorile în sine. Le mulțumesc încă o dată pentru răspunsuri și vreau să vă încurajez pe ceilalți să încercați să răspundeți. Orice răspuns este binevenit și din oricare răspuns putem învăța ceva. În final, să știți că astfel de analize statistice cu ajutorul graficelor pot arăta multe alte lucruri, de pildă dacă rezultatele votului sunt cinstite sau nu. Poate voi vorbi cândva și despre asta. Și acum întrebarea de azi. Unui tânăr student îi plăcea să alerge în natură. De curând, el se mutase într-un apartament care se găsea cam la aceeași distanță de un parc frumos, care era aproape de centrul orașului, și de pădurea de la marginea orașului, care era în direcție opusă. O linie de autobuze care circulau pe direcția parc-pădure trecea prin apropierea apartamentului și avea o stație destul de aproape de apartament. Autobuzele opreau atât de o parte a străzii, bineînțeles, cât și de cealaltă, în funcție de direcția în care mergeau. Așa că tânărul s-a hotărât să se ducă să alerge la întâmplare în cele două locuri. Și pentru a face asta, se ducea și aștepta lângă stații și se urca în primul autobuz care venea, indiferent în ce direcție mergea autobuzul respectiv. Sigur că uneori trebuia să treacă strada atunci când primul autobuz care sosea era pe partea opusă a străzii, dar asta nu era o problemă, pentru că strada era îngustă și cu un trafic rutier destul de scăzut. El spera ca, procedând în acest fel, să alerge cam de același număr de ori în parc și în pădure. Dar după câtva timp a observat că, deși ajungea la stații în momente diferite ale zilei, uneori dimineața, alteori pe la prânz, alteori după masă și câteodată chiar seara, în funcție de orarul pe care îl avea, că alerga de mult mai multe ori prin pădure decât prin parc.
Așa că l-a întrebat pe unul dintre șoferii autobuzelor dacă sunt mai multe autobuze care circulă spre pădure decât spre parc. Și șoferul i-a spus că nu, era același număr de autobuze, era același număr de curse care aveau loc zilnic în cele două direcții. Și întrebarea este, care este explicația pentru faptul că tânărul ajunge mult mai des în pădure decât în parc, deși ajunge la stațiile autobuzelor la ore întâmplătoare, iar numărul autobuzelor care circulă într-o direcție pe zi este egal cu numărul autobuzelor care circulă în direcție opusă. Aștept răspunsurile. La revedere!